Nu, nimic. Mă gândeam la ale mele. Sigur? E totul în regulă? Da, normal. Mă gândeam cum să facem să te ajut să îl putem găsi pe omul ăsta, pe Sorin. Mulțumesc frumos. Sincer să fiu, nu mă așteptam să mă ajutați și nu atât de repede. Nu chiar atât de repede. Acordă în câteva zile, te rog. Sigur, vă acord oricât este nevoie numai să-l găsesc. În fine, doar atât ai vrut să discutăm? Da, doar atât am vrut să discutăm. Îmi cer scuze pentru deranj. De fapt... Așa? Ar mai fi ceva, dacă îmi permiteți. Pot să spun? Sigur că da. Vă rog mult de tot să nu discutăm acest subiect cu unchiul dumneavoastră. Am încercat deja să vorbesc cu el și nu este de acord deloc cu tot ce ține de trecutul meu. Și el nu este de acord nici măcar să-l caut. Vă rog mult de tot. Raluca, atâta timp cât ești lângă mine, nu-ți mai fă griji niciodată. Bine? Bine. În urma situației cu pierderile suferite din ultima vreme, profesorul pare foarte îngrijorat și acesta decide să apeleze la cineva de încredere. Alexander! Bine ai venit, americane! Bine te-am găsit! Cum ești? Bine, tu? Bine și eu. Ți-a fost dor de țară, a? Da și nu. Dar e bine. Ce zici de copacii mei, a? Ești priceput, doar nu te știu. Da. Ăștia au crescut odată cu tine sau tu odată cu ei? Am și uitat. Știi cât erai? Exact până aici. Am crescut, dar am și îmbătrânit odată cu ei. Da. Știi ce e păcat? Că ne batem joc de natură. Ne batem joc de tot ce ne dă minunăția asta de natură, planeta asta. Suntem o specie a dracului. Și e păcat. Noi știi ce suntem? Suntem ca furnicile. Ai rămas neschimbat. Dar zi-mi de Iustin, ce face, cum e? E bine? Iustin e bine, da. E bine tânăr. Ăștia au de toate, se schimbă. Azi așa, mâine așa. Da. Tony, știi ce vreau? Vreau să fie mai puternic. Vreau mai vânjos, mai adevărat, mai bărbat. Înțelegi? Vreau să fie mai impunător. Asta e tot ce îmi doresc de la el. Știi foarte bine că îmi pun toate speranțele în el. Da. Tony, de tine sunt cel mai mândru, să știi. Tu mă faci cel mai mândru. Îți mulțumesc. Dar și Iustin e băiat bun. Și e bărbat. Doar că i-a lipsit sprijinul matern. Da, așa e. Dar va fi bine. O să fie bine, așa e. O să fie bine, să vezi. Auzi, dar hai să lăsăm astea. Ia zi-mi, tu mai lucrezi? Pentru noi doi, oricând. Așa te vreau, moșule. Dar ne știi că se rezolvă tot. N-am să te las niciodată. Ai încredere în mine. Știu. Sună-mă oricând, orice se întâmplă, poți conta pe mine. Știi că sunt alături de tine. Am fost, voi fi și voi rămâne. Da? Stai liniștit. Eu te ajut și rezolvăm tot. Bun? Ok. Te-am pupat. Și dacă aflu? Ocupă-te!
sunteți prea mici pentru mine și eu sunt prea versat pentru voi. O să vă trebuiască 7 vieți ca să trăiți măcar jumate din ce am trăit eu. Puteți să faceți orice, oricând, oricum, oricât. O să vă extermin ca pe gândaci. Unu. Câte unu. Poate așa ceva! Nu! Nu! Oh, de ce? De ce? De ce așa? A decis să se angajeze pentru că rămas singur oricum nu are altă variantă. Bună ziua! Să rămână, doamnă! Am venit pentru interviu. Am înțeles. Să știți că eu am tot timpul de lume, adică nu mă grăbesc nicăieri. Putem începe chiar acum să organizăm, să facem aici, am o idee cum să punem mesele, să iasă totul, o să iasă, vă garantez că o să iasă super, super fain. Cum vă numiți? Ah, numele, da. Tauro Bulzai. Puteți să intrați și pe YouTube acum dacă aveți telefon la îndemână și vedeți acolo că mă știu cu foarte, foarte multe vedete, mă cunoaște o grămadă lume. Posibil să știți pe unii dintre ei. O întrebare aveam, că să nu uit. Pentru ce am aplicat eu mai exact aici? Pentru postul de ospătar. Pentru ce? Nu, stai, cred că s-a produs o greșeală. Deci eu am aplicat pentru postul de manager. A devenit managerul acestui pub. Deci eu am o poziție de manager, nu cred că, cred că s-a produs o greșeală. N-am cum să... Domnule, vă asigur că este pentru postul de ospătar. Doamnă scumpă, stați un pic. Stați că am notat în telefon, am... Îmi place că arăți în formă. Cred că tragi tare la sală. Uite, să văd rezultatele, așa, da? Hai, lasă că nici cu tine nu mi-e rușine. Că dacă aș boxa și eu ca tine, aș bate mulți fraieri pe aici. Hai, gata cu Cichicianu Vrăjeala. Sună-l pe Gabor Sanșo, negru cu alb, ce trebuie să știu despre ăștia Sanșo la mână. Acum vreau să-i sunt fac frăți. Tare rău de după Novikovi. Sună-l să știu. Acum îl sunt frățioare. Hai, poate răspunde. Hai. Adelin poate fi mai periculos decât credeam. Dar oare se va termina cu bine pentru el toată situația asta? Alo! Bună seara, domn polițist! Sper că nu vă deranjez. În legătură cu... Da, da, rămâne. Aceeași declarație pe care am lăsat-o și la secție. Cum adică? E nevoie de o a doua declarație? Ok, nu e problemă. Ajung mâine la secție și rezolvăm. Dar mai aveți nevoie și de altceva? Dovezile, clar. Da, de asta oricum mă ocupam zilele astea. Da. Bun. Da, exact ce am discutat amândoi. Așa zisul domnul profesor de fizică Alexander Novikov, împreună cu nepotul său Justin Novikov, fac transporturi, da. Ilegale, normal. Doar că na, e nevoie de țagan ca să-i prindem. Că asta fac de an bun de zile, nu de acum. Da. Ok. Atunci rezolvăm zilele astea.
Mâine vin la secție pentru cea a doua declarație, iar zilele astea îi aranjăm legal, bineînțeles. Ok, numai bine, sănătate și dumneavoastră. La revedere. E jos, e jos, să moară Franț. Ce-ai găsit? N-ai găsit nimic, a? Mamă, nu mai dăm vina lui Adelin, m-am săturat. Lasă-mă să te ajut și nu te mai stresai, derup și punga să moară. Pune Adelin aici, e soțul sau e... Nu e niciun soț. Sau iubit. Nu e niciun soț și nici măcar iubit nu știe să se comporte. Adelin Crist. Adelin Crist. Poftim? Nu, TBC-ul, țigări, de-astea, la gât, da, n-are treabă. Dă-mi voi să te ajut, că acum le spargi de tot. Stai prin zonă? Nu, nu stau prin zonă, lucrez la o pensiune, aici, în apropiere. Nu pot numi nici casă, măcar. Pensiune, bănuiesc că e vorba de pensiune acum din capul străzii? Da. Ok. Păi și nu vrei să te conduc? Adică, e... Sacul așa gremie că până acolo ajunge în gips. Da, mulțumesc frumos pentru ajutor. Se pare că mai există și bărbați buni pe lumea asta, doar că nu am eu noroc în viață. O bărbatul ăsta bun îl cheamă Mădălin. Andreea, păi uite cum facem, Mădălin. Tu mă ajuți cu astea, iar eu zilele următoare te aștept cu un ceai cald la pensiune. Mie îmi convin. E frumoasă pensiune? Foarte frumoasă. Camerele? M-am separat, așa le înțelegi tu. Da, ce-i mănânci, că ești... Bine. Mulțumesc frumos, asemenea. Ce mă? Au pus ăștia pe aici. Pe ce mă? Jobul ăsta e de umplutură, mă, pentru mine. Auzi, ospătar. Pe ce ospătar, mă, nene, mă? Eu-s de ospătar. Auzi, aranjează scaunele, pune ale, ia ale. Păi nici bine n-am venit și m-au și pus la CV-ul. Nu e, frate, mie trebuie ceva ilegal, îmi trebuie ceva, nu e de mine. Clar, nici bine n-am venit și m-am enervat, n-am. Pus-mi un anunț bun de tot. M-am pus, pune masă, strânge aia. Și te-aș bagi joc de mine. E tamai manager, nu știu. Plafă. Ia, găsi-mi ceva aici, mă. Ia. Da, ăsta e numărul de-l văzusem, Justin Novikov, firmă de transport externe, salariu excelent, program flexibil, asta îmi place, mă. Asta da, asta e pentru mine. Se poate negocia comun, da. Comun acordă. Bun. Mă ușește, mă dau afară, nici bine n-am venit, mă dau ăștia afară. Asta e. Asta e pentru mine. Alo, da. Vă salut. Am sunat și eu pentru job. Da, în legătură cu job. Spuneți-mi și mie, am văzut că merg cumva pe camion. Ce transportă aceste? Am înțeles. Ce transportă aceste camioane? Am înțeles. Și program flexibil, da? Da? Pe timp de zi și de noapte, da, m-ar interesa mai mult de noapte. De noapte să știți că pentru mine e parfum. Mă descurc super bine. Noaptea, oricum ziua sunt cam moleșit. Noaptea știți cum merge totul strună. Da, noaptea ar fi extraordinar. Și nu putem... Alo. Ce faci? Bă, ce oameni, mai uite, mi-a închis telefon. Și că mă așteaptă la sediu să vorbim acolo. Băi, cum sunt oamenii ăștia, văd în ziua de azi, nici răbdare nu mai au la telefon. Thank you.
Îmi cer scuze, dar v-am văzut pe geam și am vrut să vă fac o cafea, nu păreați foarte... Dar asta ce este? Asta? E ciocolată. Pentru? Pentru o stare mai bună. Doctorii spun că este prietena creierului și poate vă dă o stare mai bună. Poate ciocolata neagră? Da, și asta e adevărat. Dar dacă nu vă place, o iau eu. Nu, nu mi-a mai adus nimeni niciodată bomboane sau ciocolată la cafea. Drăguț, te rog, așează-te, Raluca. Vă las cafeaua, dar din păcate nu pot să mă așez pentru că am determinat biroul și știți că unchiul dumneavoastră nu vreau să... 5 minute, te rog frumos. Bine. Având în vedere faptul că v-am cerut ajutorul, poate pot și eu să vă ajut măcar cu o discuție, dacă nu pot mai mult. Ce s-a întâmplat? De ce sunteți așa de abătut? Nu știu cum sau de unde să încep. Să încep cu faptul că n-am avut niciodată o mamă. Mama m-a părăsit când aveam 2 ani. În fine, să revin la prezent mai bine. Mă ascult. Unchiul nu apreciază absolut nimic din tot ce fac. Nu știu cum mă consideră el, dar eu chiar fac tot posibilul. Crede-mă, Raluca. De exemplu, astăzi de dimineață nu am apucat nici măcar 5 minute să le am pentru mine. Ajung la firmă, acolo sunt toți oamenii lui de încredere, care oricum mă consideră un mucos și nu dă nimeni 2 bani pe ceea ce spun. Acasă, stau la birou, dau telefoane până seara, am scos toate registrele de la firmă, am verificat tot. Și ce crezi? Mereu lipsește câte ceva, mereu ceva nu e în regulă. Capac peste toate, cu transporturile am dat un bară de tot, avem mari probleme. Avem deja o pierdere de 20.000 de euro. În fine, nu vreau să te mai zăpăcești pe tine. Eu cred că sunteți... Nu am avut timp să vă cunosc atât de bine, dar din ce am văzut, sunteți un om sensibil. Și părerea mea este că nouă oamenilor de genul ăsta, sensibilitatea uneori ne cam face probleme. Așa-i? Exact. Ar trebui să fiu nesimțit. Poate așa m-ar aprecia toată lumea mai mult. Nu cred că e vorba despre asta. Eu cred că dacă avem mai multă încredere în noi, și ceilalți o să aibă mai multă încredere. Poate că dacă aveți mai multă încredere în dumneavoastră, și unchiul dumneavoastră va avea mai multă încredere și toate vor merge mai bine. Pentru că unchiul dumneavoastră nu are intenții rele. Doar că el este foarte exigent și cere foarte mult de la oameni. Eu asta cred că este problema. Da. Doar că oamenii de lângă el mai au nevoie de un bravo din când în când sau de o vorbă mai bună. Ai făcut o treabă bună. Sunt mândru de tine, de exemplu. Domnul Iustin, ați făcut și faceți o treabă foarte bună și suntem mândri de dumneavoastră. I've hungered for your touch, my love. Scuze, nu te supăra. Nu știi cumva un service prin apropiere? Ba da, știu, este unul pe aici. Dar de ce? Ai nevoie? Nu știu, frate, ce are, că nu pornește. Stai să-ți deschid capota. Da, trage capota, să ne uităm. Ia să vedem. Bicubatizorul de la Cirebon Flax este unde trebuie. Vezi, frate, că ți-a sărit borna, ia uite. Bă, nu cred, bă, iară, bă. Uite-o cât de slabă e. Bă, ia stai că o pune, du-te și încearcă și dă-i ok. Bun. Ia dai drumul la faruri, să nu se stingă din nou. E țiplă, frate. Și fază lungă merge tot? Că mai fac probleme câteodată. E ok. Bine, frate. Bă, mersi mult de tot. Cu plăcere, stai mersi liniștit. Mult de tot. Stai liniștit.
Bă, ce să fac, frate? Nu știu, bă, cu mașinile astea, cu oia razna, să-mi bat piciorul dacă nu. Am băgat la bani în ele, m-am închinuit. Ce știi să faci, e? Frate? Toată lumea le are pe ale lor. Zile bune, zile grele. Știi că tot timpul cu toți avem mai multe griji decât bucurii. O țigară? Da, mersi. Ce vrei, frate? Că faci una ca de altă, așa e tot timpul. Nu poți nici cu ele, nici fără ele, știi? Da, așa ca e. Ca și cu femeile, știi? Nici cu ele, nici fără ele. Așa bă, mersi mult de tot, a adus Dumnezeu în calea mea, frate. Am zis că poate cine știe ce ai, așa o chestie din asta mică, e pentru nimic. Da, frate, așa e viața asta. Când te lasă una, începe alta, știi cum e. Așa este. Nici eu nu sunt prea liniștit. Dar știi cum e. În zilele de astăzi, cu toți avem mai multe griji decât bucurii. Așa e. Există un singur moment în care poți scăpa de griji. Zici? Care e ăla, frate? Ăsta. Oh, my love, I've hungered for your touch, my love.